Bună seara, numele meu este Ivan Gabriel și vreau să vă arăt un comentariu de pe canalul video scris de scrie aici Gigi Becali acum două zile. Am și răspuns, nu vine să cred, adică. De altă drept și pe care oricum s-o dar vă spun, comoara este la mine, surpriză. Și acum cu tehnologia în față, am zis să fac câteva video clipuri. Tot despre pescuit, dar despre altfel de pescuit. Și să vă vorbesc despre viața pe pământ. Cine a făcut viața pe pământ? Am găsit la Noul Testament că Dumnezeu a făcut viața pe pământ. Eu sunt puțin ocupat cu tehnologia asta, făcută de oameni. Am găsit eu, da. Am filmat și în coadă, mai bine. Deci, adică Dumnezeu este creatorul nostru și ne-a dat viață ca să trăim pe pământ și în timpul cât trăim pe pământ să-L cunoaștem și să-L căutăm și să-L cunoaștem pe El, fiindcă noi când vom ieși din trup vom merge cu siguranță la El. Tocmai de aceea L-a trimis pe Domnul Iisus pe pământ ca să ne spună adevărul. Despre viața de pe pământ și despre viața veșnică. Lucru pe care nu știm până când a venit Domnul Iisus pe pământ. Toate aceste adevăruri le găsiți în Noul Testament. Din Scriptură. Problema este că trebuie să primim și lumină. Scriptura este ca o carte străină, care dacă nu știm să o traducem și nu avem lumina, nu putem să înțelegem. Eu, sincer, nu am înțeles la ce. Mare lucru, adică mai nimic. Eram în întuneric total. Apoi Dumnezeu a făcut o minune și mi-a dat lumina și am început să văd lucrurile clar. Prin lumina cuvântului lui Dumnezeu. Pe pământul acesta avem fiecare câte o misiune de la Dumnezeu. Trebuie să vedem ce comentarii am scris aici. Pescari și pescari. O să mai fac și videoclipuri de pescuit. Așa, mai făcut câteva titluri aici. Să vedem. Despre ce vorbim noi aici. Despre viața pe pământ am vorbit. Azi se vorbim despre extraterestri. În clipul următor. Așa că țineți aproape
acasă au zis lucruri foarte interesante.